Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vă spun, Slav, tu când ai venit aici în București, tu primeai pachet de acasă? Da. Cu ce? Pe tren? Pe tren. Maxi taxi? La locomotivă? Cred că și la maxi taxi, dar nu mai mult deodată. Nu, la tren. La tren mi se pare unreliable, sau pe vremuri așa era, deci nu... La locomotivă, la mecanic. Păi da, locomotiva merge, nu știi când se ajunge, se oprește prin test, se defectează, nu știu ce, dacă... Și ce primeai tu? Ce primeai? Nu, serios, ce primeai? De toate, habar n-am, tot ce se putea pune la borcan. Zacuscă, clar. Da. Un tic salam astea? Da. Mâncare gătită? Poate nu, dar salam și de asta, da, și mâncare gătită. Primeai mâncare gătită. Asta era ideea, că salam găseam și în București. Știi? Adică, dar mâncare gătită? Dar mâncare gătită nu prea găseam și nici nu prea știam să fac, cum nici acum nu prea. Dar oare se trimite mâncare acum la borcan, la copii plecați în Occident? 100%. La muncă? La dar pilot? Înainte de a trece mai departe, voi imaginați cum e să fii mecanic de locomotivă și să ai în locomotiva care bănuiesc că n-are niciun frigider în disperat interior. Zeci de sacoșe tocană, mâncare. Nu, nu sunt chiar zeci, că trenurile zilnice și nu sunt chiar așa. Pe data, sunt sute mii de părinți care trimit către copiii lor. Sunt foarte organizați. Sau alte rubedenii diverse sacoșe cu haleu. Eu, cu haleu. Eu cred că puneam sacoșele în spate la evacuarea de la diesel. Și nu știu și cum la arată cald interiorul locomotivei. Nu dai seama, imaginez. Tentația mare. N-are doar cabină, mă. Trebuie să ai eu îmi imaginez doar că ești la pupitrul ăla și când întorci capul ai plină o masă cu platouri, cu salată băf. Exact. Asta vreau să spun. Îți dai seama, pleca pachetul, umplute. Pleca pachetul de la Iași, undeva pe la Vaslui. Da. Parcă îți mirosea ceva din sacoșe. Trece trenul și în loc să miroasă diesel, miroasă tocană. Da. Lasă în urmă un dam de tocăniță. Da. Fraților, dacă ați primit mâncare pe tren sau pe avion, dați-ne și nouă un mesaj, 0728-321-322, mesaje pe WhatsApp, mesaj audio. Ce ați primit, când ați primit și ce era cel mai special? Ce ați mâncare la stewardeză, cum ar veni? Sau la pilot? Nu cred că în avion nu prea merge. În avion îți transport singur. Nu cred că poți să trimiți cu pilotul sau cu stewardeză. Deși n-aș băga mâna în foc, că taromul oameni suntem. Frați români cu toții, n-are cum. Eu v-am zis că am mers odată de la Paris la București, un Blue Air la vremea respectivă, da. Și a puțit a brânză pur și simplu tot drumul ăla, pentru că cineva ajusese brânză în Franța. Păi să știi că și invers este valabil. Și s-a spart pachetul. Și invers este valabil. Deci dacă te duci în Franța și îți place brânza asta cu mucegai nobil, e foarte greu să reziști să nu ții și tu un camembert. Păi da, mă, un pachet, două, trei, dar... Un pachet, prietene, un pachet de camembert adevărat. Imaginează-ți cât pachet era... Dacă puțea tot avionul, păi, că nu vorbim de că mirosea undeva în față. Da, mă, ce are, mă, dar era probabil brânză de burduf, asta spui, adică da, ceva brânză serioasă. Da, era ceva serioasă. Nenorocire, da. Da, aia, iute, da. Adevărat. Exact, exact, să-ți desfunde nasul. Cineva întreba pe un grup de turism, aveți idee dacă pot veni cu mâncare din Roma la bagajul de mână? Și când zic de mâncare, mă refer la parmezan, ciocolată, geleuri, paste, adică alimente care nu intră în conflict cu regula referitoare la lichide. Întreba acolo e un semn de întrebare. N-ai, mă, nicio problemă. Nu. Cu paste, cu parmezan, poți să iei... Cu sosurile. Aia, pe mine da. M-am încurcat că mi-aș fi dorit foarte mult la un moment dat să acoșez niște sosuri. Sunt la lichide. Nu merge. Ți le bagă la lichide. Cu creme, cu astea. Și cu... produse tip zacuscă, oare intră... Adică dacă nu e perfect solid conținutul... Nu cred că e lichid zacuscă. A încercat cineva să treacă cu zacuscă? La bagajul. Vă rog să ne spuneți de urgență. Da, la bagajul de mână. La, zero... la cală poți să trimiți aproape orice, nu e ilegal. La 0728-3132. Nu că astea trebuie să le iei de mână. Eu, de exemplu, am venit din Spania... Am avut necaz mare de tot că n-aveam capacitate suficientă. Am găsit porc iberic la corte ingles. Da. Atunci, nu cred că ți-ai adus... Ce ai vrut să vii cu... Anul trecut. Băi, nu cred că ți-ai adus porc. Am luat practic tot porcul iberic din acel magazin corte ingles care era aproape de hotel și m-am dus încă în două, că era duminică și nu prea mai era marfă. Și era porc iberic vidat. Așa. Proaspăt, nu congelat. Da, refrigerat. Și am luat toate pachetele pe care le-am găsit, da, 6 respectiv, și le-am băgat în bagajele de mână. Și restul, valiza de cal, am umplut-o cu pimentos padron, care nici aia nu se găsea în România. Sunt niște ardei, ca să înțelegi, niște ardei mici, semiuți, care se prăjesc foarte mult. Foarte. Un plac de măr. Și carnea de porc iberic și ardei ăștia și erau și foarte ieftine acolo. Mă, și la vamă? La poliția de frontieră?
Păi când te-am văzut cu porcul iberic cu... Nu zice nimeni nimic, asta spun. Și din Italia am venit mereu cu câte o bară de salam. Nu există să nu stricor în bagajul de mână. Se consideră lichid, din păcate, zice cineva. Auzi că zacusca e lichid. De asta mi-era și mie teamă. Și nici gemul nu trece bine în bagajul de mână. Ne spune Robert din Israel. Ce care probabil zice... are ceva experiență. Da, da. Vă zice, eu am venit în Anglia cu usturoi din România. De ce? Păi... Adevărul e că, da, e mai aromat decât ăla chinezesc, care probabil se găsește în Anglia. Da, de la mic și al dracu, știi? Da. Mic, aromat de la, de mănânci odată o săptămână. Păi știe toată lumea. Țara. Da, întrebare. Deci asta, 0728 3 de 1 3 de 2. Folosim mai ales. Dacă vreți să ne sunați, puteți să ne sunați, dar hai să mergem pe WhatsApp. Dați-ne și mesaje audio cu ce ați trecut, ce vi s-a confiscat la avion și ce ați trimis sau ce ați primit cât erați departe de cei de acasă. E vorba de mâncare. Mâncare. Și, dacă aveți și vreo... nu numai mâncare, poate că s-au mai trimis și... De ce vrei să pleci în concediu cu avionul să-ți iei ceva de acasă, niște conserve sau ceva? La cală, în principiu, poți să dai merge, da. E vorba de bagajul de mână și pe cursurile astea, pe cursele astea low cost, ce țin în Europa, la... prea mai dai bagaj la cală, că costă nu, o grămadă de bani. Nu, e periculos să dai la cală porcul, de exemplu. De ce? Că, Doamne ferește, îți pierd aia bagajul sau îl mai țin pe nu știu unde se împute, așa, nu știi cum lucru, adică avem grijă de valiză, ce cam au ca neamărini eram. Vezi că ne-a scris cineva, salut, sunt cu camionul în Spania, vă aduc ceva? Ce puteți căra cu avionul ăla? Maica mea s-a dus cu șorici la frate meu, scrie cineva pe grumul respectiv. Mie mi-au confiscat 4 kg de Nutella. A zis, băi, 4 kg de Nutella, dar nu, eu asta nu înțeleg. De ce să transporti Nutella să găsește pe toate drumurile? Ciocolata aia lichidă, îi spune, da, Nutella, îi spune Finet, e... Nu, stai că sunt două lucruri diferite. Ce are? Să nu punem așa. Bine, mă, lasă, ciocolată de aia de... Da. 4 kg. Sunt mai multe mesaje. Nu găsești în România? Pare a fi un produs care îndrăgit de ai noștri și transportat. Ce? Ciocolată? Nutella. Da? Da. Da. Că mai sunt mesaje, că i-a luat unea un borcan de un kil. Uite, zice cineva, mie mi-au confiscat 32 de cartușe de țigări la bagaj de mână. E, bravo, la bagaj de mână? Da, nici nu știu cum arată. Cum? 32. Cum are cât de voluminoase sunt. Cred că e o glumă. Da, cred că e o glumă, n-are cum. Dar îmi place asta, fii atent, am zburat cu un borcan cu carne la garniță în bagajul de mână. La controlul de securitate s-au uitat mirați la el, dar n-au comentat nimic. Bună! Asta cu zacusca e confirmată în continuare. Deci că zacusca se poate circula, da. Nu se poate cu zacusca. Da, dar uite, alt ascultător zice așa, Marius, că cu 3 săptămâni a zburat la Eindhoven de la Cluj, un low cost, cu bagaj de mână. Am avut două borcane cu zacusca, n-a fost nicio problemă. În schimb, aveam un set de imbusuri și doamna de la security s-a luat de mine, că de ce am imbusuri și am rămas blocat. Deci zacuscă, că dai imbusul, trebuie să ai ceva ca să îi derutezi. Poate da, cred că i-a derutat cu asta. Ce-a de la zacuscă. Am plecat din Luton cu sos tikka masala, ambalat în pungă, nu în sticlă, în bagajul de mână și n-am avut probleme, Dan din Deva. Asta e, asta e un sos indian. Da. Nu cred că are legătură punga cu nu știu ce. Cu borcanul. Habar n-am. Da, mă rog. Dar înțeleg că s-au mai schimbat regulile și acum ai voie cu lichid, dar în cantități ceva mai mici, nu știu. Băi, cred că sunt ceva... Sau le dai la scanat. Combinații legate de aeroporturi, care au tot soiul de sisteme de astea noi. Da. Și care adică, verifică și cei pe acolo. La Luton am fost în toamna trecută și m-au pus să scot, cereau să scoți absolut tot ce aveai lichid. Și eu știam regula, dacă ai peste 100 de mililitri, ok, se aruncă. Și au scos, nu mai știu ce Dumnezeului, era un rolon de ăsta, mostră, o chestie de asta mică, cred că avea 50 de mililitri. M-au lăsat să trec cu ea, dar m-au pus să o trimit la scanat și am zis, da, nu vă spălați, are sub 50 de mililitri, nu contează, totul se scanează. Pe cineva au pus să scoată din bagaj, avea mostră de parfum, de aia care cred că are 5 mililitri sau ceva de genul ăsta. Alex din Sibiu ne scrie că în cazul cremei de ciocolată încă se aplică dublul standard și de aia se practică importul la sacoșă. Adică aia e mai bună? E mai bună, da. Bine, adevărat că sunt produse încă. Da. Dacă eu nu consum... De mai bună calitate în Occident decât ce se găsește la noi. Auzi, am primit mai de mult cadou la nu știu ce cumpărături de-astea de mâncare online. Am primit un borcanel mic de 50 de mililitri de Nutella de asta. Vrei să-l aduc? Da, normal. E frumoasă în bucătărie, nu știu ce să fac cu el. Dar auzi, că vedem ce face. De ce îl întreb numai pe el? Păi tu ești la cură de slăbire, am înțeles. Da, da, da. Bună dimineața. Eu nu am primit colet, în schimb am căram.
cumpăram mâncare de la o doamnă din Râmnicu Sărat către un medic din Buzău, fiul ei, și odată i-a trimis chiftele și miroase așa de bine la mine în mașină, încât n-am rezistat și am gustat din ele. Atunci a fost ultima dată când am cărat mâncarea. Cred că le-a trimis numărate. El a dat la număr. Vezi, ați trimis 32 de chiftele să le numeri, mămică. Măi, mamă, câte chiftele erau? Da, că șoferul ăsta a prins și băi, înțelegi pe unii curieri? Mi-a făcut poftă acum. Știi că... Mama, vreau și eu chiftele. Da. Unii care primesc mâncare descoperă că pizza e mai mică, parcă... Da, sau... da. Și parcă... ciocolata s-a micșorat. Da, nu am 9 aripioare cât am comandat, sunt numai 8. Uite, Caroli lucrează pe o autorulătă și comercializează produse tradiționale și povestește că foarte mulți clienți trimit în străinătate și că cel mai tare caz este cu două perechi de cârnați care au ajuns în Peru după ce au schimbat 3 avioane. Două perechi de cârnați, da. Tata. Îți dai seama ce ai zis, băi, trebuie neapărat. Sunt de aia afumați, uscați, cred că da, poți să-i trimis. Probabil, dar da. Oricum să meargă până în Peru e o peripeție. E o treabă. Da. Așa pățesc eu. Toți prietenii din România mă roagă să le aduc ciocolată, bomboane, dulciuri în general din Finlanda, atunci când mă întorc în România. Și eu tot le explic că în ziua de astăzi tot ce găsim în Finlanda găsim și în România. Adică nu mai suntem în anii 90. Uh-huh. Poți să cumperi ce găsești în magazinele din România, găsești și în Finlanda, și în Italia, și în Spania. Nu mai sunt vremurile alea. Da, mă, dar gestul contează. Da. Să știi că nu e singurul care e pus de prieten să caute ciocolată. Și eu am căutat în jumate de Viena niște bomboane pentru Luca. Pentru Luca niște bomboane velite, nu știu ce, poleală albastră cu un desen, dar nu știu ce. Mă, dar să știi că primește mesaje cu mâncare acum, i-a scris cineva azi. Nu se mai bomboanele alea că nu se mai fabrică de 15 ani, nu știa nimeni de ele. Avem un ascultător în Germania, Puiu. Da. Care mi-a adus anul trecut și mi-a adus și anul ăsta. Confirm, mi-a dat și mie. Dar poate da. În Germania, în Austria nu au. Trimitea... a scris o doamnă mai devreme, l-a întrebat când e ziua lui, să-i trimită niște salam din Italia. Foarte drăguț. Bine, hai să mai ascultăm un mesaj și închidem. Neața, băieți, pentru că m-am întors ieri în Anglia, n-am rezistat tentației și nu pot să rezist tentației de a nu lua cu mine o cașcavea afumată, ca lumea făcută din Valea Doftanei. Eu sunt din Câmpina și am rubedenii pe la Valea Doftanei și îți dai seama, cum zici tu, Luca, e calitate, tată. Și n-am avut nicio problemă, am trecut foarte ușor. Cașcaval. Deci cu cașcavalul merge. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.